L-am văzut pe Gabi că era aproape, gata să ridice și el. Dați-mi voie înainte de a rosti cuvântul, în mod obișnuit citesc textul și după aceea mă rog, dar vreau să rostesc o rugăciune, că încă nu știu asupra cărui fragment biblic mă voi opri 100%. Asta nu înseamnă că nu m-am pregătit, să știți că acum unii poate că se gândesc în timpul rugăciunii să plece. Vreau să fiu 100% sigur că ceea ce voi transmite este chiar cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii, să-mi permite să rostesc eu cu voce tare rugăciunea aceasta. Doamne, îți mulțumim că ești aici. Aleluia. Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Doamne, slavă-ți. Doamne, Tu ești întotdeauna prezent peste tot, dar știu că există ceva special atunci când doi sau trei se strâng pentru numele Domnului Iisus. Există o manifestare specială a prezenței Tale. Doamne Dumnezeule, vreau să simt această manifestare specială. Doamne Dumnezeule, vreau să trăiesc această manifestare specială. Și chiar dacă, Doamne, unii din locul acesta încă nu simt nimic, Te rog prin Duhul Tău cel Sfânt să-i cercetezi. Cercetează, Doamne, mintea noastră, cercetează, Doamne, trupul nostru, cercetează, Doamne Dumnezeule, sufletele noastre. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că în această zi aici îți vei manifesta prezența. Doamne Dumnezeule, și manifestarea prezenței Tale poate aduce vindecare. Și manifestarea prezenței Tale cu siguranță aduce ridicare pentru cei căzuți. Și manifestarea prezenței Tale 100% aduce mântuire. Amin. Și manifestarea prezenței Tale aduce bucurie. Amin. Și manifestarea prezenței Tale aduce pocăință. Amin. O, Doamne Dumnezeule, Te rugăm, atinge-Te de noi. Îmi doresc din toată inima, Doamne, seara asta să simt atingerea Ta. Amin. Și să plec din locul acesta plin de bucuria prezenței Tale. O, bucuria prezenței Tale în această zi, Doamne Dumnezeule, să se atingă de fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face asta. Mai mult decât putem noi aștepta, mai mult decât ne putem noi imagina, sunt 100% sigur, Doamne, că Tu vei lucra. După bunătatea Ta cea mare, amin. Până la urmă mă opresc în Evanghelia a patra și o să citesc un fragment biblic din care fratele Gabi a predicat ultima dată când a fost la Biserica Lumina. Dar pentru că era concert, n-a apucat să predice decât jumătate de oră. Acum, eu cred că o să vorbesc vreo oră și jumătate, să vedem. V-a stat inima unora, stați liniștiți că nu va fi chiar așa mult. Dar, din ce am înțeles de la fratele păstor, se termină la 9, nu? Sau? La ora 9, bun. Citesc din Ioan, din capitolul al 5-lea, așa mi-a spus dumnealui, în birou, deci... Dacă e ceva de discutat, discutați cu dumnealui după terminare. Citim din capitolul al 5-lea, un fragment biblic arhicunoscut, Ioan, capitolul al 5-lea, e una dintre cele 7 minuni prezentate de evanghelistul Ioan și fiecare dintre minunile acestea reprezintă ceva în legătură cu națiunea lui Israel. Adică niciuna dintre aceste minuni, niciun miracol din Evanghelia după Ioan nu e la întâmplare aici. Vindecarea acestui paralizat, care era paralizat de 38 de ani, reprezintă cu siguranță starea de neputință spirituală în care poporul evreu se afla în vremea în care Domnul Iisus propovăduia Evanghelia. Și capitolul 5, așadar, versetul 1 spune așa. După aceea, era un praznic al iudeilor, adică o sărbătoare mare, importantă, și Iisus s-a suit la Ierusalim. Dar de data asta Domnul Iisus intră în Ierusalim pe o poartă mai puțin cunoscută. E doar un singur loc în Biblie, vă las pe dumneavoastră să-l găsiți locul acela, care mai vorbește despre această poartă și anume pe poarta oilor. Spune Biblia că în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care înseamnă casa milei, care avea 5 terase sau 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când. Asta poate fi înțeles când și când. E foarte interesant că nicăieri n-am găsit în tradiția bisericească și nici în Scriptură niciun om care să fi fost vindecat aici. Acum, Biblia ne spune că au fost oameni vindecați,
Dar n-am găsit niciunul. Asta înseamnă că minunea asta nu se întâmpla foarte des. Zice, se întâmpla din când în când. În scăldătoare, îngerul acesta cobora și tulbura apa, spune Biblia în versetul 4, și cel din tâi care se cobora în apa asta, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Mai repet ultima propoziție, orice boală ar fi avut. Că noi când ne gândim la anumite boli, spunem, de boala asta nu se poate scăpa. Orice boală ar fi avut, spune Biblia, dacă omul reușea să ajungă în apă imediat după tulburarea apei, era sănătos. Și acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Deci numai când spunem chestia asta, mi se pare ceva fabulos. 38 de ani în care omul acesta a zăcut într-o formă de distrofie musculară sau paralizie, nu știm exact. Și acum versetul 6. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, interesant că Domnul îl alege doar pe acesta, nu știm câți erau acolo, unii spun că erau câteva sute de oameni, că de sărbători erau poate mai mult de 1000 de oameni și îl alege pe ăsta. Și ce interesant cum ne alege Dumnezeu prin harul lui, îl alege pe bolnavul acesta și i-a zis, pentru că știa că e de multă vreme acolo. Îl întreabă ceva aparent ciudat și îl întreabă, zice, vrei să te faci sănătos? Acum, dacă stăm să ne gândim, întrebarea sună ciudat. E ca și cum ai întreba un om bolnav în căruciorul cu rotile, vrei să te faci sănătos? Ce răspuns ar putea da cineva la întrebarea asta? Dar o să vedeți că nu-i întâmplător întrebarea asta așezată aici. Doamne, a răspuns bolnavul. El în loc să spună da, a răspuns cum răspundem noi când Dumnezeu ne întreabă, vrei să fii mai pocăit? Și noi băgăm motivul pentru care nu prea putem, zicem noi. Sau Domnul ne întreabă, vrei să mă slujești mai mult? Și noi venim cu scuza, de ce nu slujim mai mult? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Atunci când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Un fenomen românesc care se întâmpla pe vremuri la rând, intra întotdeauna cu pile și relații, altul înaintea ta. Și acum versetul 8 exprimă speranța pe care o aduce Evanghelia. Versetul 8 ne spune ceva ce contrazice psihologia. De multe ori psihologia afirmă că omul nu se poate schimba, temperamentul nu se poate schimba, că sunt anumite lucruri în viața unui om care nu se pot schimba. Uitați-vă versetul 8. Ne transmite o speranță. În dreptul unui om, despre care ceilalți spuneau, e imposibil ca starea acestui om să se schimbe. Iisus i-a zis, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Și până aici e bucurie. Da, de aici încolo se schimbă registrul ăsta foarte plin de bucurie. Ziua aceea era o zi de sabat. Și propoziția asta ne anunță deja ceva care transformă bucuria în încruntare. Versetul 10, apare încruntații de serviciu, iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului. Asta era preocuparea lor. Nu-ți este îngăduit să ridici patul. Nu puteai să ridici foarte multe kilograme în ziua de sabat și ăștia erau cu cântarul pregătiți. El i-a zis, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, nu voi adică, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, adică autoritatea nu am de la voi și de la sfânta voastră tradiție, ci o am de la cel ce m-a făcut sănătos. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acesta care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Și acum e ceva foarte ciudat în versetul 13. Dar cel vindecat nu știa cine este. Deci e posibil să fii vindecat de Iisus după un timp de paralizie de 38 de ani și să nu-L cunoști? Da, e posibil. Câți din locul acesta nu puteți mărturisi că înainte ca Dumnezeu să vă schimbe viața, Dumnezeu v-a făcut bine? Cât bine nu ne-a făcut nouă Dumnezeu fără să-L cunoaștem cu adevărat. Și zice, dar cel vindecat nu știa cine este, deci Dumnezeu s-a făcut bine, dar tu nu-L cunoști pe acest Dumnezeu, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, dar acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce poate fi mai rău decât să fii paralizat 38 de ani? Cu mult mai rău, o eternitate în iad. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să vă așezați. Mă gândeam să mai citesc sau nu, dar ajunge.
Că v-am văzut pe unii dintre dumneavoastră că ați crezut că am început predica și am uitat să vă așez. Mă gândeați, băi, fratele ăsta, cred că ne ține în picioare, ca la Biserica Ortodoxă. Cu toate că să știți că n-ar strica câteodată, că 100% sigur nu doarme nimeni în picioare. Sau am mai văzut și cazuri de genul ăsta. Sunt situații, sunt lucruri în viața unui om pe care privindu-le din exterior și din apropiere spui, e imposibil să se schimbe ceva aici. Ne uităm la unii oameni și ne zicem, dacă și ăsta se pocăiește, atunci n-ați cunoscut oameni din categoria asta? Ne uităm la anumite situații disperate din viața omului și chiar adeseori din viața noastră, pentru care cei drept ne rugăm. Nu încetăm să ne rugăm. Dar suntem la fel ca biserica primară, care nu înceta să se roage pentru Petru, și când Dumnezeu le ascultă rugăciunea și Petru bate la ușă, nu le vine să creadă. Nu încetăm să ne rugăm pentru un anumit om. Mi-aduc aminte când eram prunc în biserica copilăriei mele, nu încetam să ne rugăm pentru cel mai rău om din sat. Dar îi auzeam pe frații foarte realiști, întotdeauna e așa o zonă a fraților realiști în biserică, care ziceau, n-are rost să ne rugăm pentru omul ăsta, că pe omul ăsta nici Dumnezeu nu-l poate schimba. Era superlativul absolut al răutății de la noi din sat. Adică copii fiind, dacă nu eram cuminți, bunica ne spunea, vedeți că vă trimit la nenea cu tare. Acum, dragi copii, vreau să vă spun aici în paranteză, că v-am văzut că sunteți unii în biserică, nu v-ar da părinții sau bunicii pentru nimic în lumea asta. Dar dacă vă amenință, fie vorba asta între noi, rămâneți cu ceva de la predica asta. Amenințările astea sunt așa doar de fațadă. Da, nu știam atunci, eu le luam foarte în serios. Omul ăsta și-a bătut soția lui era credincioasă aproape 30 de ani, până când în cele din urmă a și trecut la cele veșnice. Era bețivul satului, era un om bine făcut, un om puternic. Nu voi uita niciodată duminica aceea când a venit la biserică, prima dată la biserică. În bisericuța noastră de sat, cu ușa aia din capă, știți? Imaginea clasică dintr-o biserică pentecostală, când a intrat pentru prima dată în biserică, ținându-se cu greu pe picioare din cauza alcoolului, când a intrat, mi-aduc aminte și cine era la amvon, era un predicator care vorbea încet, foarte încet, n-aveam nici microfoane, și în momentul acela când omul a intrat, parcă timpul s-a oprit în loc și toată lumea s-a întors și se uitau la cel aflat în prag. Dacă până atunci se rugau frații, Doamne, adu-l la biserică, acum se rugau, Doamne, du-l acasă. Că se gândeau că cine știe, va face scandal. Că ăsta era de obicei pus pe scandal. S-au hotărât doi dintre frați, că n-aveam atunci departament de ordine și de primire, așa cum avem în zilele noastre. Se sesizau frații în funcție de cum stăteau. Fiecare cu darul lui, mă înțelegeți ce vreau să zic. Așa că ăștia care erau mai, s-au așezat ca îngerii păzitori, unul în stânga, altul în dreapta. Pe tot parcursul programului, omul a plâns. Noi ne uitam mai mult la el decât la predicator. Dar n-am crezut în lacrimile lui. Am crezut că lacrimile lui sunt așa. Știți cum se zice la noi, la români, 3 zile, orice minune, până la urmă, eșuează. Și a trecut o săptămână și omul a venit din nou la biserică și a venit din nou la biserică. Omul ăsta s-a schimbat atât de radical încât din spaima pruncilor acum, după ce s-a întors la Domnul, Dumnezeu l-a făcut un om atât de blând încât toți pruncii, toți tinerii din biserică stăteam lângă el. Mi-aduc aminte că adolescent fiind și avea un stil din ăsta foarte respectos cu tinerii și tinerilor le place să iei în serios, să iei ca fiind, nu să le spui prunci. Să iei în serios. Și el ne spunea, zicea, frate Adi, eu aveam, nu știu, 12 ani, când zicea frate Adi, deja mă simțeam mai bărbat, mai tare, mai puternic.
Și îmi zicea, eu îl întrebam, mi se părea fabulos. N-am văzut un om plângând în biserică cum l-am văzut pe omul acesta. Tot programul. De la începutul programului până la sfârșit. Și la anunțuri plângea. Acum, e adevărat că unii plâng mai mult la anunțuri, dar asta e în paranteză. Mi-aduc aminte că eram lângă el odată, la o predică pe care eu nici nu auzeam. Și el plângea și l-am întrebat. Frate, cum poți plânge la predica asta? Și el îmi spunea așa și mi-a spus de mai multe ori. Frate Adi, dacă aș sta în biserica asta 4 vieți, tot n-ar fi de ajuns să-mi plâng toate păcatele pe care le-am făcut. Și obișnuia să spună de fiecare dată, dacă Dumnezeu a putut schimba viața mea, nu există om în lumea aceasta ca mâna lui Dumnezeu să nu-l poată schimba. Mi-au rămas propozițiile acestea aici, în biblioteca memoriei. Nu le voi uita niciodată. Dacă Dumnezeu a putut schimba viața mea, nu există om în lumea aceasta ca Dumnezeu să nu-l poată schimba. Avem de multe ori în viață situații în care zicem, mă, nu se poate schimba nimic. Sau mai spunem noi ceva. Numai Dumnezeu poate face ceva. Numai Dumnezeu poate schimba. Și o situație de felul acesta avem aici, în Ioan capitolul al 5-lea. Un om paralizat de 38 de ani. Nu știm boala cu exactitate. Dar dacă l-am fi văzut, cu siguranță am fi spus, în dreptul acestui om, numai Dumnezeu mai poate face ceva. De fapt, la Betesda, dați-mi voie să vă spun așa, ajungeau doar oamenii în dreptul cărora se spunea, numai Dumnezeu mai poate face ceva. Titlul predicii din această seară este acesta. Numai Dumnezeu îți poate schimba viața. Și sunt 6 lucruri, acum nu vreau să vă descurajez, mă tot gândeam să vă spun 6, că dacă vă zic că 6 s-ar putea să-i descurajez pe unii, dar să știți că eu în primă fază vă prezint punctele și apoi o luăm în direcția pe care Domnul o alege, dar trebuie să vă spun toate ideile pe care le-am pregătit în legătură cu asta. Dumnezeu îți schimbă viața atunci când înțelegi că Dumnezeu îți poate schimba viața oriunde te afla. Și la poarta oilor, și la Betesda, acolo unde nu mai era multă speranță. Dumnezeu îți poate schimba viața și acolo. 2. Atunci când vei înceta să mai alergi după forme sau supranatural fără Iisus. Știți ce aștepta oamenii aia acolo? Ologul de 38 de ani nu l-aștepta pe Iisus, nici pe Mesia, nici pe Dumnezeu. Aștepta ce? Tulburarea apei, un înger care să vină din când în când. 3. Atunci când vei vrea cu adevărat, nu întâmplător Domnul îl întreabă, vrei sau nu vrei? Câteodată am senzația ca predicator că îmi doresc eu mai mult decât cei care ascultă. Și ca pastor, adeseori ajuns la concluzia asta că vin oameni care au probleme, sau știu eu de ce natură, și stai de vorbă cu ei și îți dai seama că oamenii ăștia au venit să vorbească cu tine doar să bifeze căsuța, am vorbit cu pastorul, ei deja sunt hotărâți să ia într-o anumită direcție, tu încerci tot felul de strategii să-i ajut să se schimbe, dar realizezi că oamenii ăștia nu vor să se schimbe și dacă nu vrei, nu se întâmplă nimic. De-aia Domnul Iisus îi adresează întrebarea asta care e aparent ciudată. Vrei să te faci sănătos? Dar veți vedea că schimbarea aduce o responsabilitate. De aceea există această întrebare. Să-l facă conștient pe omul acesta că schimbarea te face responsabil. Adică până acum ai fost paralizat, dar de aici încolo fii atent. Dacă Dumnezeu se atinge de tine, nu mai ai scuza asta că ești paralizat și nu poți vizita bolnavi și nu poți merge la casa Domnului. 4. Atunci când vei înceta să dai vina pe ceilalți pentru neputințele tale. Doamne, eu aș vrea, dar n-am pe... Ziceți voi, nimeni. Adică, ceilalți sunt de vină. Când vei descoperi că principala piedică în ce privește schimbarea vieții tale nu e în exteriorul tău, ci în tine însuți. Doamne, eu aș vrea, dar neamurile astea m-au abandonat aici și nu mai am nicio șansă. Dumnezeu schimbă viața atunci când vei înceta să dai vina pe ceilalți pentru neputința ta. 5. Atunci când vei fi gata să faci și altceva decât ceea ce ești obișnuit să faci. Știu că sunt multe idei, dar nu e exact ora potrivită pentru asta. Astăzi e zi liberă.
Atunci când vei înceta sau vei fi gata să faci altceva decât ai fost obișnuit să faci. Omul ăsta era obișnuit să se ducă în același loc, la Betesda. Și ce zice Domnul? Gata cu asta. Ia spatul și umblă. Adică pleacă de aici. Atunci când vei fi gata să faci altceva decât ai fost obișnuit să faci. Și șase, atunci când vei fi gata să părăsești pentru totdeauna contextul în care te afli. Ia spatul și nu mai sta pe la Betesda. E timpul să pleci în altă parte. Unde se duce? Vă aduceți aminte? Unde se duce? La iarbă verde sau? În templu. Și în templu îl întâlnește pe cine? Pe Iisus. Slăvit să fie Domnul. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul. Și zic și a treia oară, slăvit să fie Domnul. Adeseori ne uităm la situații despre care spunem, în dreptul acestei situații nu se mai poate face nimic. Și am întâlnit în calitate de slujitor situații de acest fel. Mi-aduc aminte cu mare drag de un moment în care, în urmă deja cu câțiva ani, am fost invitat să mă duc să mă rog pentru o femeie care era pe moarte, era foarte bolnavă de cancer, era într-o stare terminală și a fost una dintre cele mai frumoase rugăciuni și mai impresionante rugăciuni pe care le-am auzit vreodată, rugăciunea unei fetițe făcute lângă patul acestei femei. Fetița ei a făcut o rugăciune scurtă, Doamne, vindecă-o pe mami. Eu m-am dus acolo să fac ungerea cu un de lemn, dar vă mărturisesc că n-aveam credință. A fost și o zi foarte grea, era o zi de joi, nu voi uita asta, că seara era program de biserică, la amiază am avut înmormântare și la înmormântare a fost un copil. Seara, programul de joi, seara, care de obicei e foarte greu. Mi-aduc aminte că m-am dus, am făcut rugăciune, am auzit rugăciunea fetiței care m-a impresionat până la lacrimi. După aceea, a doua zi, nu mai știu unde am plecat, vineri, sâmbătă, duminică dimineața, înainte să ajung la programul de biserică, primesc un telefon. Și îți dai seama dacă un om e bucuros sau nu după cum vorbește, nu? După tonalitate, după cum îi sună vocea. Mi-am dat seama că e ceva de bine din momentul în care m-a salutat. Îți dai seama după cum te salută, după entuziasmul din salut, după felul în care sună salutul. Și omul acesta m-a sunat, era soțul acestei femei și mi-a zis, frate, uite, în primă fază când am văzut telefonul, m-am gândit, mă sună, o fi murit, poate mă cheamă la înmormântare. De-aia nici nu am răspuns prima dată. Am văzut că insistă, am zis să nu mă încarc negativ înainte de predică. Am răspuns și din voce îmi dau seama, zice, frate, te-am sunat să, uite, să spun că Dumnezeu a lucrat. Ai venit, te-ai rugat, ai făcut ungerea cu un de lemn și în câteva ore soția mea s-a trezit din comă, a cerut să mănânce și acum este bine. Eu i-am zis, omule bun, nu mulțumi mie, că eu n-am avut nicio credință. Dacă era după credința mea, eu spun sincer, tu m-ai sunat și eu am crezut că mă cheie la mormântare. Dacă era după credința mea, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dumnezeu a respectat două lucruri. Unu, că voi ați avut încredere în ceea ce spune El în Biblie, că în Biblie spune Dumnezeu, dacă este printre voi cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Și asta e credința. Încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu promite un lucru în Biblie, cerul și pământul vor trece, dar promisiunile lui Dumnezeu rămân valabile. Dumnezeu a onorat încrederea voastră în cuvântul Lui. Și doi, sunt absolut convins că Dumnezeu a ascultat și rugăciunea fetiței voastre. Dar vă mărturisesc că de atunci Dumnezeu m-a vindecat de atitudinea asta sceptică pe care o ai câteodată ca și slujitor când te întâlnești de multe ori cu boala, cu necazul, cu suferința, cu oameni care se luptă cu fel și fel de dependențe și avem prejudecata asta adeseori și ne zicem și noi, mă, pe omul ăsta nu-l mai schimbă nimeni și adeseori, zici, în dreptul acestei familii nu se mai poate face nimic și poate, dragul meu ascultător, omule bun, în această seară ești în biserică fix în aceeași situație ca o locul acesta de 38 de ani și te uiți la viața ta și te uiți la situația din familia ta și te uiți la sănătatea ta și te uiți la lucrurile din jurul tău și spui, mă, nu știu dacă se mai poate întâmpla ceva.
Poate că ai continua să trimiți bilete în față ca frații să se roage pentru tine, dar nici tu nu mai crezi în eficiența acestor rugăciuni. Poate că într-un fel sau altul mai faci și tu așa câte o jumătate de rugăciune, dar nu mai crezi din toată inima că Dumnezeu poate face ceva. Ceea ce îmi place din textul acesta pe care l-am citit e acest mesaj de speranță. Dumnezeu poate schimba viața ta. Dumnezeu a putut schimba viața acestui olog care era paralizat de 38 de ani și versetul 8 e un verset fabulos. Îl văd pe ologul acesta care a stat, imaginați-vă, dacă stai 38 de ani și dacă ești sănătos, cu siguranță nu mai ai cum să pășești pe picioarele tale. Imaginați-vă momentul acela și îmi place să-mi imaginez momentul în care ologul acesta de 38 de ani se ridică cu patul acela, care era până atunci simbolul neputinței lui, îl ridică ca pe un steag de biruință și cu steagul acesta de biruință, care până în momentul acela simboliza neputința lui, intră în templu plin de bucurie, pentru că Dumnezeu poate schimba orice viață. Mai zic încă o dată, Dumnezeu poate schimba orice viață. Și mai zic încă o dată, Dumnezeu poate schimba orice viață. Și până nu ziceți toți amin, să știți că vă repet tot ca asta. Dumnezeu poate schimba orice viață. Acum chiar a zis, chiar aproape toți, nu chiar. Să știți că ajută aminul ăsta, mă ajută și pe mine, vă ajută și pe voi și pe cei care sunt mai obosiți, că mai vezi așa. Deocamdată sunteți aici toți. 1. Dumnezeu poate schimba viața mea și a ta atunci când înțeleg că El poate să o schimbe oriunde m-aș afla. Acum, în legătură cu scăldătoarea asta, am citit o grămadă de teorii. Cea mai întâlnită dintre toate spune că scăldătoarea avea, era cam cât un teren de fotbal, 100 de metri lungime, 50 de metri lățime, și de jur împrejurul acestei scăldători erau, spune Biblia, 5 pridvoare. Erau ca niște terase acoperite, scopul acestor terase era ca acolo, bolnavii ăștia, despre care Biblia spune că zăceau. Ce înseamnă asta? Înseamnă că erau într-o stare foarte grea, într-o stare terminală. Scopul era ca acești bolnavi să stea acolo, să se apere, să zic așa, de lumina soarelui. Pentru că probabil că ploua destul de rar. Acum, acolo la Betesda se mai întâmpla ceva. Când oamenii veneau la templu, cei cu handicap, cei bolnavi, n-aveau dreptul să intre în templu. Și dacă aveai în familie un bătrân, dacă aveai un copil bolnav, dacă aveai pe cineva drag, nu puteai să-l lași acasă. Și atunci ce făceai? Ca să te poți să te duci liniștit, să te închini în templu, îți luai bolnavul și îl abandonai acolo. Era lăsat acolo. Acum, imaginați-vă, știu că mulți dintre dumneavoastră ați avut de-a face cu spitalul, ați ajuns în spital în situații de fel, într-un fel sau altul. Imaginați-vă cum era acolo la Betesda. Imaginați-vă, Biblia spune, nu vă mai citesc lista asta, era o grămadă de oameni, orbi, șchiopi, uscați, adică oameni aflați într-o stare absolut terminală. Imaginați-vă cam ce fel de atmosferă era acolo, cam ce miros te izbea când ajungeai acolo, cam ce situație era acolo la Betesda, cam ce rugăciune auzeai acolo. Am fost în urmă cu câțiva ani într-un spital undeva în sudul României și mi-amintesc și acum cu groază. Era un spital al groazei, cineva m-a chemat să fac o rugăciune pentru un om care ajunsese cu picioarele tăiate. Erau în același pat doi oameni cu picioarele amputate. Era un miros îngrozitor, dar gândiți-vă că la Betesda nu erau nici medici, nici infirmiere, nici asistente medicale, erau pur și simplu abandonați. Gândiți-vă ce rugăciuni erau acolo la Betesda. Câtă disperare plutea. Și din când în când se tulbura apa. Acum eu vă întreb, eu tot m-am gândit, dacă aș fi fost acolo, mi-am zis la un moment dat că aș fi stat pe marginea bazinului, să-mi pun picioarele în apă, să fiu primul, dar îți dai seama că nu puteai să stai tot timpul cu picioarele în apă. Gândiți-vă că îngerul care tulbura apa venea când și când. Probabil că erau anumite locuri alese. Poate și ologul acesta o fi pus ochii pe un anumit loc, unde, băi, în urmă cu câțiva ani a fost aici un om și de aici a ajuns, a fost vindecat. Și mai fost careva care a ajuns tot de aici să fie vindecat. Dar gândiți-vă că scăldătoarea asta era de 100 de metri lungime și dacă cineva cobora în apă, trebuia să fie primul care a ajuns în apă după ce se tulbura apa. Gândiți-vă în felul următor, că tu credeai că ai ajuns primul, dar în partea alaltă intra altul înaintea ta. Câtă dezamăgire! Și mai e un lucru interesant, numai unul era vindecat.
Numai unul. Da, v-ați gândit vreodată că noi ne gândim că acum apar tot felul de știri false. Credeți că atunci nu erau știri false? Credeți că nu se auzea la un moment dat, bătea vântul mai tare și unul zice, s-a tulburat apa, a apărut îngerul. Și imaginați-vă momentul în care se auzea numai vuietul ăsta, s-a tulburat apa, când se ridicau orbii, nu era nimeni lângă ei să-i călăuzească, se ridicau orbii, călcau în picioare uscații. Imaginați-vă mulțimea asta de oameni paralizați, orbi, chiopi, care încercau să se târască, să ajungă. Cine o să ajungă primul? Numai primul e vindecat. Și gândește-te la cât de mare a fost dezamăgirea celui care ajunge în apă, crezând că el a fost primul, și de fapt în partea aia la alta aude pe cineva, sunt vindecat, și să stai ani de zile în situația aceasta, câtă disperare era în legătură cu poarta asta oilor. Știți de ce era numită poarta oilor? Pentru că era poarta oilor. Unii probabil că vă aștepta să vă dau acum vreo explicație foarte savantă. Știți de ce era poarta oilor? Că intrau oile pe poarta asta, pentru ce? Pentru ca să fie duse la jertfa din templu. Pe poarta asta oilor, vreau să vă spun ceva, nu intrau vedetele, nu intrau oameni importanți. Nu întâmplător scăldătoarea Betesda era așezată lângă poarta oilor. De ce? Pentru că era un loc retras. Și totuși, într-o zi, la poarta oilor vine Iisus. Cine ar fi crezut vreodată? Cine ar fi crezut vreodată că pe poarta asta, puțin importantă, murdară, unde n-ar fi intrat niciodată un om important, vine cine? Fiul lui Dumnezeu. O slăvit să fie numele Lui. Amin. Unde, în locul acela de disperare, în locul acela în care n-ai fi găsit decât rugăciuni din acestea rostite de ani de zile cu speranța că într-o zi Dumnezeu va schimba ceva, poate că într-o zi Dumnezeu se va atinge de mine și în sfârșit... În sfârșit, vine o zi în care vine Iisus și din câți erau acolo, Iisus îl alege pe unul. Nu știu cum e viața ta astăzi. Nu știu cât de disperată este situația în care te afli, dar îți garantez ceva. Chiar dacă ești la poarta oilor, Domnul Iisus îți poate schimba viața. Am văzut situații disperate, am văzut oameni dependenți de droguri, am văzut oameni bolnavi de cancer. Am văzut oameni zăcând în fel și fel de lucruri despre care, privind din exterior, ai fi spus, oamenii aceștia nu se vor schimba niciodată. Și totuși, acolo, în starea aceea de disperare, în starea aceea în care părea că nimic nu se va schimba vreodată, vine Iisus și face diferența. Oriunde te afla, Dumnezeu schimbă viața cu o singură condiție, să înțelegi că oriunde te afla, Dumnezeu poate schimba viața ta. Vreau să vă spun un lucru, ani de zile am primit un mesaj de la un om și pe mine asta m-a întristat când am aflat ce s-a întâmplat cu omul acesta. Din când în când omul acesta, când ajungea la greu, îmi trimitea același mesaj. A locuit în Anglia, îmi scria așa. După ce îmi scria situația în care se află, scria la final, oare îmi va schimba Dumnezeu viața? Când am ajuns în Anglia și am încercat să mă întâlnesc cu el, era dependent de jocuri de noroc, toți banii pe care i-a făcut i-a risipit pe jocurile de noroc, ajunsese să fie dependent și de droguri, a ajuns la pușcărie și de fiecare dată când ajungea la greu, ajungea la poliție sau într-o situație critică, îmi scria, oare îmi va schimba Dumnezeu viața? Sunt puține experiențe în viața de slujitor care mi-au marcat sufletul așa cum mi-a marcat experiența aceasta, pentru că după o vreme am băgat de seamă că n-am mai primit aceste mesaje. Când ajungeam în Anglia și încercam să mă întâlnesc cu acest om, întotdeauna găseau scuză să mă ocolească. Dar când era la greu, întotdeauna arunca retoric întrebarea asta. Oare îmi va schimba Dumnezeu într-o zi viața? Și mi-amintesc că într-o zi când... Am băgat de seamă că după vreme n-am mai primit mesaje de la el, am încercat să-l sun, telefonul era închis. Și după câteva luni de zile când am sunat, mi-a răspuns un băiat care mi-a zis că bărbatul acesta care tot îmi trimitea mesaje a murit din cauza drogurilor. Știți ce m-am întrebat atunci? Doamne, am făcut tot ce depindea de mine ca viața acestui om să fie schimbată. Zile întregi am plâns în rugăciune și am zis, Doamne Dumnezeule, oare am făcut tot ce depindea de mine? Că omul ăsta era într-o stare disperată. Oare n-am cedat prea ușor, că nu trebuia să-l sun de mai multe ori? Oare n-ar fi trebuit când m-am dus la Londra să nu mă întâlnesc în primul rând numai cu prieteni, ci să mă duc să vorbesc cu el?
strigătele lui disperate, aruncate în mesajele acelea, care din când în când ajungeau până la mine, oare când îmi va schimba și mie Dumnezeu viața? Și mesajul pentru tine, dragul meu, în această zi e acesta. Oriunde te afla, oricât de disperat ar fi situația în care te afli, Dumnezeu poate schimba viața ta. Chiar dacă ești în situația aceea în care zici, mă, pentru mine nu se mai poate face nimic. Chiar și când trebuie să înmormântez pe cineva drag, Dumnezeu poate aduce speranța acolo. Biserica pe care o păstoresc a trecut, chiar dacă nu avem decât 2 ani de existență, prin mai multe traumatice despărțiri de oameni dragi. Unul dintre ei a murit aici aproape de voi. Și cred că știți, nu mai zic de Nati. Dar acum vreo câteva zile a murit Adele, o fetiță de un an și ceva, subit, așa, peste noapte, dintr-o dată, fără să se anunțe nimic. N-a fost nicio înmormântare la care să particip mai impresionantă, mai frumoasă decât înmormântarea acestei fetițe. N-am văzut părinți la vreo înmormântare să cânte și să laude pe Dumnezeu în timp de închinare, pur și simplu cântarea, grupul de închinare al bisericii conducea în față cântările și părinții cu ochii plini de lacrimi slăveau pe Dumnezeu și lăudau pe Dumnezeu. Pentru că oriunde te afla, și la Betesda, la poarta oilor, acolo unde nimeni nu și-ar dori să se afle vreodată, cine credeți că se ducea cu bucurie acolo? Nimeni, dar chiar și acolo Dumnezeu poate aduce speranță, chiar și acolo Dumnezeu poate schimba situația, da, chiar și acolo, în situația aia în care spui, bă, dar ce se mai poate întâmpla aici? Dumnezeu poate face ceva. Și asta e bucuria creștinismului. Și asta e mesajul plin de speranță al Evangheliei. Dumnezeu poate schimba, Dumnezeu poate transforma, chiar și în moarte, chiar și în cancer, chiar în situația aceea disperată, când nu mai găsești niciun fel de luminiță care să dea sens existenței tale iluzorii. Vreau să spun ceva, Dumnezeu poate face diferența. În urmă cu câțiva ani eram la Cluj și m-am dus să vizitez un băiat de 22 de ani, avea atunci, care era bolnav de cancer și părinții lui m-au trimis. Mi-au zis, frate, du-te și fă rugăciunea pentru el. Era într-un salon cu 5 oameni. Toți erau inconștienți, el era singurul conștient, era foarte slăbit, dar era foarte lucid. Și el mi-a zis așa, frate Adi, eu am visat că plec acasă. Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut, plec din lumea asta. Fă ungerea, fă ce știi să faci, părinții mei să fie liniștiți. Dar vreau să spun ceva, Dumnezeu mi-a spus că voi pleca. Dar vreau să spun ceva, nu sunt trist deloc. Eu trebuia să zbor, nu mai știu unde, aveam câteva ore, răgaz, la Cluj. Și mi-a zis, nu sunt trist. Am văzut oameni triști pentru chestii banale. Am văzut oameni triși că nu li se închide bine ușa la mașină. Am văzut oameni triși pentru... Te miri ce? Am văzut oameni triși fără niciun motiv. Și m-am blocat. Se mai întâmplă, să știți. Și când un pastor nu știe ce să facă, și la predică, să știți. Am primit un sfat de la un predicator mai bătrân. Zice, mă, când nu știi ce să faci, citește din Biblie. Că acolo n-ai ce să te înșeli. Și din Numeri dacă citești. O murit, o trăit, o murit, o trăit. Ori te rogi, ori citești din Biblie. Dar cel mai bine e să citești din Biblie. Că în rugăciune mai poți să iei tu pe arătură, da? Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Și am început să citesc din psalmi. Și tot citeam, citeam, citeam. Și din când în când mă opream. Și am așa momente din astea care, ce să mai citesc? A cântat 2 cântări, a murmurat, nu pot să spun că a cântat, a murmurat 2 cântări care mi-au rămas în suflet pentru totdeauna. Una e Stânca mea e Hristos și una e Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse,
Eu te iubesc, Iisus, din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, drag, din inimă, din inimă, din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, drag, din inimă. Ai putea cânta la Betesda, îți mulțumesc, Iisuse. Ai putea cânta acolo, la poarta oilor, te iubesc, Iisuse. Pentru că și acolo, în cea mai adâncă bezna a vieții tale, și acolo, în cea mai adâncă groapă, e cineva care ajunge. Și acesta este Iisus, glorie Lui. N-ar fi crezut cineva vreodată că acolo, la poarta oilor, pe poarta oilor, unde nu intra niciodată cineva important, va ajunge Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Unsul lui Dumnezeu, Cel despre care vorbește Vechiul Testament. Nimeni n-ar fi bănuit vreodată că acolo, locul acela de disperare, unde oamenii de cele mai multe ori își așteptau sfârșitul și unde din când în când, când pogora câte un înger, mai venea câte o speranță, măcar unul care reușea să ajungă era imediat vindecat. Dar mulți dintre cei care ajungeau acolo nu mai aveau nici măcar un pic de speranță. Poate că ești în biserică în această zi, dragul meu, draga mea, și ești în situația asta de disperare în care spui, de ani de zile aștept să se schimbe ceva. Mi-a fost așa de simpatic o soră de 70 și ceva de ani, zice, mă rog, de 20 și nu mai știu cât de ani, pentru soțul meu ca Dumnezeu să-l schimbe. Și zic, l-a schimbat, nu, zice, dar rugăciunea m-a schimbat pe mine. Ești de 38 de ani, deci de 38 de ani, mi-e și greu să spun, de 38 de ani bolnav de distrofie musculară, de 38 de ani fără speranță, de 38 de ani în care oamenii s-au tot rugat pentru el, Doamne vindecă-l, Doamne vindecă-l, o tot așteptat din când în când să coboare îngerul și poate Dumnezeu se va atinge de mine, poate voi reuși să ajung în apă. Și de câte ori credea că o să fie primul, întotdeauna era cineva înaintea lui care avea pile și relații, dar vine ziua, vine clipa, vine momentul când acolo, în locul acela al disperării, în locul acela în care nu mai era nici un pic de speranță, vine Iisus. Și ăsta e mesajul din această zi, draga mea, dragul meu, omule bun, dacă ești în locul acela de întuneric, de beznă, de suferință, de necaz, de boală, în care spui că nimic și absolut nimeni nu poate face diferența și nimic nu va putea vreodată schimba starea în care te afli, Iisus Hristos e în această zi la poarta oilor. El este acolo, în locul acela de beznă, de deznădejde, în locul acela în care spui, de aici mai rău nu se poate, știți câte situații de felul acesta am cunoscut. Chiar de puțină vreme vorbeam cu un prieten de-al meu care are doi copii, amândoi dependenți de heroină. Și i-au făcut efectiv viața un iad, un calvar. Și alți prieteni îmi spuneau, măi, eu nu-l mai înțeleg pe omul ăsta. Copilul ăla, unul dintre ei, i-a vândut tot ce avea prin casă și copilul ăla a ajuns prin șanțuri și a ajuns într-o situație îngrozitoare și totuși tata îl ia, merge după el, îl aduce acasă. Și i-am spus prietenului meu, frate, uite ce zic ăștia. Și el mi-a zis, e copilul meu, nu mă interesează orice ar fi. Îl caut noaptea, zice, mi se întâmplă câteodată că îl găsești noaptea printr-un șanț, abandonat, după ce știu că mi-a risipit, mi-a furat din bani ca să ajungă din nou în situația aceea. Și îmi spunea, mă rog acum de câțiva ani ca Dumnezeu să facă diferența, ca Dumnezeu să schimbe. Pur și simplu, crede-mă, zice, nici nu pot să-ți mai spun să te rogi, că nu cred că Dumnezeu o să facă ceva.
Poate că tu ești omul în biserică în situația asta. Tu ești aici. Tu ești teologul de 38 de ani. Tu ești la Bethesda. Tu ești în situația aia în care tot înalți rugăciuni, în situația aia în care zici, mă, de data asta se va întâmpla o schimbare. Vine îngerul, tulbură apa, ajung acolo. Uite că e încă o evangelizare, mă predau și te-ai predat de câte ori? Pentru că dacă ar fi să faci calculul și te uiți în viața ta, m-am predat de atâtea ori, zici. Și totuși viața mea a rămas la fel. Și ești în situația aceea în care... când sper că viața se va schimba, de fapt rămâi mai departe în situația în care te afli și asta nu face decât să-ți alimenteze frustrarea și amărăciunea și starea aceea în care zici nu cred că se va schimba vreodată ceva. Vestea bună a Evangheliei din această seară e că acolo, în locul acela de disperare, fără nădejde, fără speranță, vine Dumnezeul păcii, Yahweh Shalom, e prezent la Betleem în această zi. Yahweh Shalom, Dumnezeul păcii, se atinge de tine, de casa ta, de familia ta, și acolo unde psihologul spune că nu se mai poate face nimic, acolo unde psihiatrul spune depresia e atât de adâncă încât niciun medicament nu-ți mai poate face efectul, acolo unde de multe ori poate și slujitorul lui Dumnezeu spune nu mai există vreo rugăciune care să schimbe ceva, acolo la poarta oilor, la Bethesda, vine Iisus, glorie lui, și El face diferența. El face diferența. Ce ar fi viața noastră fără Dumnezeu? Fiodor Dostoevski spune, dacă Dumnezeu nu există, toate lucrurile sunt îngăduite. Și primul lucru îngăduit este disperarea. Ce ar fi viața noastră fără Dumnezeu? Citiți Eclesiastul. Și veți vedea că prezintă Solomon acolo ce e viața fără Dumnezeu. Dacă totul se termină la groapă, zice el în Eclesiastul, în capitolul 9-lea, toate sentimentele acelea care ne-au pus pe noi în mișcare, și ura, și dragostea, și dorința de a face bani, și dorința de a fi cineva, toate acestea, dacă se termină la mormânt, n-au niciun sens. Că și cel deștept, și cel prost, zice el acolo. Până la urmă, toți oamenii mor. Și după aceea, întreabă el, ajunge să zică în versetul 4 că un câine viu valorează mai mult decât un leu mort. Ce-ar fi viața noastră fără Dumnezeu? M-am gândit, am văzut în urmă cu ceva vreme, într-o biserică pe care am păstorit-o un timp, o înmormântare la care nu era niciun moștenitor. Au apărut moștenitorii, până atunci nu știam că există. Dar cum au murit al doilea, au murit unul după altul, la vreo 3-4 săptămâni, au apărut moștenitorii. Nici măcar nu era înmormântarea făcută după primul priveghi, cărau ce puteau de pe acolo. Unul ducea un tablou, altul ducea nu știu ce mai era de dus. Și m-am gândit din viața acestor oameni, care erau niște oameni așezați, în rând, cum se zice. Ce-a rămas? Tabloul ăla alb-negru pe care îl vezi așa stând într-o parte? În vremea aia nu se făceau miile de poze pe care le faceți voi astăzi? Poza aia de la nuntă? Poza din armata bărbatului? Mai ai vreo două, trei poze într-un concediu în care au fost toată viața lor? Și asta e viața omului fără Dumnezeu. Eram în tren când eram student la București și în compartiment cu mine era o doamnă, profesoară de biologie, care susținea că nu există Dumnezeu. Și lângă mine niște credincioși foarte de galerie, să zic așa, care încercau să o convingă pe doamna asta de existența lui Dumnezeu pe principiul cine strigă mai tare are dreptate. Ba există, doamnă. Ba nu există, ba există, ba nu există. Și doamna până atunci a avut niște discuții așa mai filozofice cu mine și uitându-se spre mine zice, tinere, nu e așa că Dumnezeu nu există? Și m-a uitat la ea și a zis, doamnă, nu vă supărați pe mine, nu m-ați nimerit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Și îmi zice, să știi că am avut o părere mai bună despre tine până acum. Și îmi zice după aceea cu disperare în priviri, îmi zice, știi de unde vin eu acum? Din Bucovina. M-am dus la nu știu ce mănăstire și nu era nimic. Erau numai niște monahi care se rugau. Nu era Dumnezeu acolo. Și se uită la mine și zice, tu așa bănuiesc că ești pocăit. Nu știu după ce și-o dat seama, după freză sau știu eu. Am fost și la voi.
Și la voi zice, numai la ceas m-am uitat, abia am așteptat să plec. Nu l-am văzut pe Dumnezeu nicăieri. Am simțit, zicea ea, citându-l pe Jean-Paul Sartre, căutându-l pe Dumnezeu, doar absența lui Dumnezeu. Și în momentul ăla Dumnezeu mi-a dat un gând. Știți că sunt situații în care Domnul Iisus a zis, Duhul Sfânt, ăsta e rolul Duhului Sfânt, când nu știi, intervine Duhul Sfânt, da? Nu te bazezi numai pe asta. Și a zis, Doamnă, există în Biblie un cuvânt pe care îl spune Domnul Iisus. Domnul Iisus spune așa, ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și a zis, Doamnă, eu nu sunt medic cardiolog, dar eu vă pot pune acest diagnostic, cred că aveți o problemă la inimă. Poate veni și astăzi la biserică și v-am văzut pe câțiva stând așa, m-am uitat pe aici. Cercăm noi aici. Și o să mergi acasă și o să zici, mă, cum a fost? Fost-o cumva. O cânta sora Stoica, fratele de la Oradea, o încerca el ceva și cum a fost? Bine a fost. Ești conștient? Ești conștient că numai prezența lui Dumnezeu face diferența? Că ajunge la punctul 2, că 6 puncte acum, mă zic să vă încurajez. Că nu îngerul care tulbură apa contează. Că facem evanghelizările acestea câteodată să mai aducem îngeri, angelos, trimiși al lui Dumnezeu, câte un pastor, nu? Că nu întâmplător și în Apocalipsa, îngerul e pastorul. Îmi chemat îngerul. Care înger chemați voi? L-ați chemat pe Gabi Zegrean, pe nu știu care. Mai tulburăm apele și oamenii rămân la fel. Că noi de multe ori, în loc să-L așteptăm pe Dumnezeu, așteptăm un om. Mie mi s-a întâmplat asta, în urmă cu ceva vreme. Unul foarte dezamăgit m-a sunat la o săptămână după ce am făcut o chemare și a ieșit în față și eu m-am rugat pentru el și mi-a zis, pastore, te-am așteptat de 6 luni de zile, am ieșit în față, eram pregătit să ies în față înainte să predici tu. Am crezut că dacă vii tu se întâmplă nu știu ce, ți-ai pus mâinile peste mine și zic, no, cum e? Tot așa. Nu s-a schimbat nimic. Și omul având și umor, zice, mi-a schimbat numai freza că ai apăsat tare. Voi ce așteptați? Tulburarea apei? Mai chemăm să vedem cine mai tulbură apele. De fapt, eu vă întreb, pe logul ăsta de 38 de ani, ce-l vindecă? Tulburarea apei sau Iisus? Iisus! De ce? Pentru că numai Dumnezeu poate schimba viața. Că noi alergăm câteodată după lucruri din astea miraculoase, supranaturale și dacă nu-s minuni, măcar să ne facem de minune. Am văzut cum a fost la COVID, erau centrele astea de vindecare din America. Dumnezeu are simțul umorului, ziceau, închise din cauza COVID. Centru de vindecare. Bethesda închisă cu ocazia COVID-19. Cum vine treaba asta? Că nu înțeleg. Știți care e problema? Problema e că alergăm după tulburarea apei în loc să alergăm după Hristos. Problema e că de multe ori căutăm instituții care să sune pompos, Bethesda. Să știți că Bethesda a rămas în istorie ca fiind o instituție importantă. Târziu au descoperit-o arheologii și multă vreme, abia prin 1964, mi se pare, multă vreme a fost folosit ca argument împotriva adevărurilor Scripturii până când arheologii în cele din urmă au descoperit-o. Oameni buni, de multe ori alergăm după instituții, cum ar fi Bethesda. Mergem acolo, la Sfânta Biserică, am alergat acolo, m-am dus la ortodox, m-am dus la pentecostal, m-am dus la nu știu care instituție. Oameni dragi, nu Bethesda și nu îngerul te poate salva. Și nu tulburarea apei pe care o face un înger, ci unul singur și acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu e gata să schimbe viața când vei înțelege asta.
Sunt oameni care toată viața aleargă după oameni. Mă duc la prorocul, nu știu care, sunt continuă alergare. Mai întâlnesc câteodată oameni de felul ăsta. Vine nu știu care predicator, e la modă o vreme un predicator, lumea aleargă acolo. Vine nu știu care proroc, oamenii se duc acolo. Vine nu știu care cântăreț, oamenii se duc acolo. Și oamenii aleargă zi de zi după fenomene de acest fel, uitând un lucru, că singurul care poate schimba cu adevărat viața noastră și face diferența în mod real în viața noastră este unul singur. E cel care a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. E cel care a fost acolo, în mormânt, când a avut loc acea explozie de lumină care a fost învierea lui Iisus și când bolovanul acela greu de câteva tone, spune Biblia că a fost dat la o parte, când puterea învierii lui Iisus Hristos, ca printr-o explozie de lumină, a dat bolovanul acela la o parte. De ce? Pentru că e unul singur care are toată puterea în cer și pe pământ și acesta este Iisus Hristos, glorie Lui. Mai zic o dată, glorie Lui. Și voi zice și a treia oară, că treie cifră biblică, glorie Lui Iisus. Dumnezeu ne schimbă viața atunci când înțelegem că doar El poate să o facă. Trei, atunci când vrei cu adevărat, vrei să te faci sănătos. Nu, ziceți voi, amin sau nu? Amin. Acum, în prima fază, că citești această întrebare, propoziția asta, pare că sună cumva jignitor. Cum să întrebi un om bolnav dacă vrea să fie sănătos? Dacă eu aș face asta cu cineva din biserica dumneavoastră, nu cred că m-ați mai chemat vreodată. E să fie aici un om în căruciorul cu rotile, noi obișnuim să aducem la fiecare program oameni cu dizabilități. Dar bunul simț mă împiedică. Cum adică? Păi da, oamenii ăștia ce să... nu-și doresc asta? Sigur că asta vor. Dar așa cum v-am spus data trecută, motivul pentru care Domnul întreabă e foarte clar. Știți că de multe ori oamenii nu vor să se schimbe? Pur și simplu nu vor să se schimbe. Se prefacă vor să se schimbe. De ce? S-au obișnuit cu starea aceea în care se află. Era plăcut la Betesda, mai știa un altolog, erau deja prieteni, le plăcea starea aceea. Și fiți atenți, Dumnezeu spune așa: în momentul în care îți voi schimba viața, lucrul acesta te face responsabil. De ce? Pentru că până în momentul acesta ai stat aici, ai zăcut, cum zice Biblia. Dar din momentul în care îți dau picioare, tu nu mai poți face ce vrei. Tu până acum ai avut scuza perfectă. Eu nu mă duc la templu, de ce? Că-s paralizat, să vină templul la mine. Eu nu mă duc să ajut pe nimeni, de ce? Că eu sunt ca social, să mă ajute aia frață pe mine. Eu nu slujesc în biserică, de ce? Că eu sunt bolnav, că eu nu pot, că eu nu știu nimic, că nu pot nimic. Și unii dintre noi ne complacem în starea asta. Bai, aud pe câte unul zicând: eu nici nu vreau să citesc prea mult din Biblie, că după aia o să mă judece Dumnezeu mai aspru. Dar vreau să te avertizez, fac aici o paranteză și vă spun așa: Dumnezeu nu te va judeca după ceea ce știi, ci după ceea ce ai fi putut să știi și ai refuzat să-și cunoști. Dar unii dintre noi zacem în starea asta și ne convine starea aceasta, crezând cumva că merge cu Dumnezeu așa. Și Dumnezeu ne confruntă și ne întreabă direct, pe față: vrei sau nu vrei? Și atunci ce facem noi? De foarte multe ori, când suntem puși la colț cu întrebarea asta, încercăm să găsim tot felul de scuze. Doamne, aș vrea, dar nu se poate. Doamne, aș vrea, dar trebuie să lucrez până diseară. Doamne, aș vrea, dar nu am timp de repetiții. Doamne, aș vrea, dar nu mă pot ruga prea mult. Doamne, aș vrea, dar n-am timp de școală. Doamne, aș vrea, dar îs mai sărac. Doamne, aș vrea, dar nu-s talentat. Doamne, aș vrea, dar nu-s frumos. Doamne, aș vrea, dar nu știu să vorbesc. Și Dumnezeu îți dă dreptate la toate. Doamne, aș vrea, dar să o log. Și Domnul, da, Domnul nu zice că tu nu ești o log. Domnul nu zice tu poți. Știți că asta e Evanghelia aceasta, așa se numește, aia prosperității, care spune: tu ești frumos, tu ești deștept, tu poți, tu nu știu ce. Dumnezeu nu zice asta. Aduceți-vă aminte când la un moment dat vine Moise și spune: Doamne, cum să mă duc eu, că-s doar un gângaf, sunt un bâlbâit, bătrân și bâlbâit pe deasupra. Dumnezeu nu zice: tu ești tânăr și vorbești perfect. Știți ce zice Domnul? Eu sunt cu tine. Când Ieremia, exact opusul, zice: Doamne, sunt doar un copil. Domnul nu-i spune: nu ești un copil, tu poți, tu ești inteligent. Nu, te-am ales să fii proroc internațional. Te voi face prorocul neamurilor. Doamne, dar sunt doar un copil. Ce zice Domnul? Nu e adevărat, nu ești doar un copil. Nu, nu, nu. Domnul zice: da, ești doar un copil, dar eu sunt cu tine. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu se uită la noi și ne spune: tu ești cineva prin forțele noastre, tu prin forțele tale, tu poți să faci ceva prin inteligența ta. Când Domnul se uită la logul ăsta, voi ați văzut, zice Biblia, la un moment dat zice că Iisus, versetul 6, l-a văzut zăcând. Iisus te vede că zaci.
El nu te vede altfel decât ești. Și nici nu spune, tu ești altceva decât ești. Dacă ești un păcătos, zice că ești un păcătos. Dacă ești un olog, zice că ești un olog. Dacă ești bolnav, zice că ești, că ești bolnav. Dar Domnul zice ceva, eu sunt cu tine. Și dacă tu te uiți la viața ta și ți-ai făcut iluzia că viața ta se va schimba prin forțele proprii, Domnul îți spune în această zi, ai încercat bărbatule de ani de zile să schimbi viața, femeie, îți vorbește Dumnezeu în seara asta, ai încercat de ani de zile prin forțele proprii să schimbi viața și Dumnezeu îți spune, în sfârșit, uită-te la tine, ești un olog, ești un neputincios, ești un bolnav, dar eu sunt cu tine, eu sunt prezent în locul acesta, eu sunt la Bethesda, eu sunt în biserică și eu mă pot atinge de viața ta și eu îți pot schimba viața. De aceea te întreb în această seară, vrei să fii sănătos sau nu vrei? Sau vei găsi iarăși o scuză, Doamne? Sau te-ai obișnuit cu starea asta de neputință? Pentru că dacă Dumnezeu îți dă mâini, Dumnezeu îți dă mâini să poți mângâia cu ele. Dacă Dumnezeu îți dă picioare, îți dă picioare să poți să mergi cu ele pe calea Lui Sfântă. Dacă Dumnezeu ți-a dat voce, ți-a dat voce nu să blestemi, ci să propovăduiești cuvântul Lui. Pentru că atunci când Dumnezeu îți oferă ceva, Dumnezeu te face responsabil. Și mulți oameni preferă mai degrabă să rămână neputințele lor, că știu asta. Știți că mulți știu asta. Și mulți zic, mă, aș vrea cumva să mă schimb, dar în alt fel mă gândesc, mă, dacă mă schimbă Dumnezeu, nu mai pot trăi cum vreau eu. Că dacă mă vindecă Dumnezeu și îmi dă Dumnezeu putere, eu stau acum la Bethesda, dar după aia nu mai pot merge unde vreau eu, că mi-mi place aici. Pentru că cel care îți dă picioare îți spune de astăzi pe ce cale să mergi. Pentru că cel care îți dă voce îți spune ce să rostești. Pentru că cel care îți dă lumină ochilor îți spune începând din această zi ce ar trebui să vezi. Pentru că și în altă parte când Domnul întâlnește un orb, vă aduceți aminte, știți ce îl întreabă? Îl întreabă ce vrei să-ți fac. Doamne, ce să faci? O casă sau ce? Doamne, zice orbul, vreau să încapăt vederea. De ce? Îl întreabă Domnul, fix din același motiv. Pentru că de foarte multe ori ne complacem în neputințele noastre. Gândiți-vă cât de radical se schimbă viața unui orb. E imposibil să ne imaginăm. Deci e ceva care depășește cu mult orice capacitatea noastră de empatie și de înțelegere. Cum anume un om care n-a mai văzut niciodată, omul ăsta se descurca mult mai bine orb, 100%. Adică el ăla mergea după pași. Ia, până la templu face atâția pași, stânga, acolo e o treaptă, încă două trepte. Deci ăla se descurca așa. În momentul în care vede, imaginați-vă asta, e foarte greu de imaginat așa ceva. Toată realitatea, cum o știa el până atunci, se schimbă radical. El nu mai știa cum să se comporte. Cred că în primă fază s-o fi dus, nu știu, din nou, din când în când, o mai fi închis ochii, pentru că el era obișnuit să fie așa. Și când te obișnuiești, știți că sunt oameni care zic că vor să se schimbe, dar s-au obișnuit atât de mult, s-au obișnuit cu jocurile de noroc, s-au obișnuit cu curvia, cu minciuna, cu înșelătoria, cu starea aceea de păcat, pe de o parte declarativ, așa că dă bine, spun da, aș vrea să mă schimb, dar pe de altă parte, în adâncul ființei tale, tu știi bine că îți place să stai mai departe așa, te gândești, sunt încă tânăr, las că să mă schimb cândva mai în viitor și zaci mai departe, declarând pe de o parte ce ar vrea ceilalți să audă. Da, aș vrea să mă schimb, dar pe de altă parte tu stai mai departe în situația în care te afli și Dumnezeu te dă pe față în această zi și Dumnezeu care știe ce zace în adâncul inimii tale, te întreabă, vrea să știe de la tine, vrei să te schimbi sau nu vrei să te schimbi? Că de ani de zile vii la biserică și spui, mă, da, dacă o să vină predicatorul nu știu care, că dacă se va întâmpla să vină nu știu care cântăreț, că dacă, mă, fraților, faceți nu știu ce evangelizare, că dacă chemați nu știu care cor, că dacă vine nu știu care grup de închinare, că dacă o să facem program așa, să vezi o să mă schimb și frații te ascultă și au făcut, dar tu rămâi mai departe la fel. De ce? Pentru că în adâncul inimii tale tu nu vrei să te schimbi, de fapt îți place situația în care te afli și în această zi Dumnezeu te confruntă și așteaptă de la tine un simplu da, Doamne, vreau, da, Doamne, vreau să pot umbla pe picioarele mele, da, Doamne, vreau să văd voia ta, da, Doamne, vreau să stau la dispoziția ta, da, Doamne, vreau ca viața mea să fie alta, da, Doamne, vreau să proclam că Tu ești Dumnezeul meu. Da, Doamne, vreau. Suntem gata să facem asta? Sau știți cum sunt răspunsurile noastre câteodată? Când răspundeam la matematică, mă întreba mama, ai ridicat mâna? Ziceam da.
dar ridicam sub bancă. Să nu vadă profesoara de frică că dacă mă scoate în față, nu știam răspunsul. Nu, eram bun nici la matematică. Suntem la punctul 4. Dumnezeu ne schimbă viața atunci când încetăm să dăm vina pe alții. Doamne, eu aș vrea, dar nu mă las în neamurile, că n-am pe nimeni, zice. Dacă m-ar ajuta cineva, eu de mult eram vindecat. Dacă aveam eu neamuri, ca îl știu eu pe unul, de mult eram. Da, așa, tu nu știi ce e acasă la mine. Știți câte din asta ne-am văzut? Tu nu știi, zice, cu cine-s căsătorit eu. Nu știi ce betez am eu. Nu știi ce situație am eu. Și dăm vina pe alții. Și dăm vina pe circumstanțe, și pe situații, și pe familie. Și Dumnezeu îți spune în această zi, nu mai da vina pe nimeni. M-auzi? Nu mai da vina pe nimeni. Singura piedică adevărată, reală, în calea schimbării, nu sunt ceilalți, ci aici, în inima ta. Inima aceea împietrită, care nu vrea să se pocăiască. Acolo e piedică. Că iau pe unii adolescenți, dacă aș fi avut părinți ca nu știu cine, dacă tata și mama s-ar fi rugat nu știu cum cu mine, dacă s-ar fi întâmplat nu știu ce, măi, oameni buni, încetați să mai dați vina pe ceilalți. O, dacă eram într-o altă țară, m-am născut în locul nepotrivit, s-o și cânta treaba asta câțiva ani în România. Dacă eram în alt loc, dacă m-aș fi născut în altă parte, dacă aveam o altă biserică, dacă eram pe altă scenă, dacă eram într-o, nu știu, altă situație și de ani de zile ne plângem de milă și nu încetăm să dăm vina pe alții, de 30 de ani noi românii dăm vina. Dăm vina, ăia alții au fost, ăia alții de vină, ăia alții, soțul de vină, soția de vină. Dacă pruncii nu-s cum ar trebui, zice, seamănă cu neamul vostru. Dacă, nu știu ce se întâmplă, voi, calitățile, neamul nostru. Astea, defectele, neamul vostru. Dăm vina pe alții. În familie dăm vina pe alții. În politică dăm vina pe alții. În orice vreți voi în România, noi suntem experți în aruncarea vinovăției asupra celorlalți. Greaua moștenire și alții sunt întotdeauna vinovați. Noi întotdeauna suntem perfect nevinovați. Și de ani de zile ne complacem în chestia asta. Domnul îți spune în această zi, uită-te la tine. Asta e pocăința, nu-i deloc confortabil. Să te uiți în oglindă, uite, asta e oglinda. Și să te vezi pe tine, ca în celebrul roman, portretul lui Dorian Gray. Să te vezi așa cum ești. Nu cu frumusețea aceea artificială pe care ai creat-o tu în mintea ta. Facebook-ul, nu, mă rog, Photoshop-ul lucrează în favoarea ta. Toți suntem frumoși, toți suntem perfecți. A fost o vreme, faza asta cu măștile, a fost interesantă și vremea asta. Știți că la vechii greci era un teatru, teatru masca, și în București un teatru care se numește așa, și actorii care jucau la teatru ăsta se numeau hipocrito, de unde avem noi în limba română, nu pocăit, ipocrit. Hipocrito. Un actor de felul acesta putea să joace 10 roluri, 9-10 roluri. Altă mască, alt actor. Când a fost masca, i-auzeam pe mulți frați plângându-se, frate, avem masca acum. Și mă gândeam, bă, voi aveați de mult. Dar dincolo de cei, ne place nouă să pozăm în exterior. E cineva care știe ce e acolo. Masca asta care ne face pe noi să părem întotdeauna mai buni. Dacă întrebi un român care e cel mai mare defect al lui, știți care e răspunsul? 90%. Am văzut mai ales celebritățile în fel și fel de interviuri. Știți ce răspund cele mai multe vedete la întrebarea care e cel mai mare defect al tău? Vă spun eu, 90%. Sunt prea bun, dar nu mai zic la nimeni. Așa zic. Asta e defectul meu. Sunt prea bun și toată lumea profită de bunătatea mea. De ce? Că ne place să părem în exteriorul nostru altceva decât suntem. Dar vă spun ceva. Dumnezeu știe că nu suntem prea buni. Și Dumnezeu știe ce e dincolo de masca asta. Dar vă mai zic un lucru. În ciuda faptului că Dumnezeu știe, El totuși ne iubește. Totuși ne iubește. Știți cum se uită la noi? Cum se uită un tată la un copil bolnav pe care ceilalți ar putea să-l vadă urât?
Dar în ochii Tatălui este frumos. Păcatul ți-a urățit sufletul încât nici tu nu te mai poți uita la el. Și când se vorbește despre păcat, e groază, nu mai vrei. Când Dumnezeu te confruntă cu realitatea vieții tale, nu-ți place. Și când Dumnezeu spune în față standardul perfect al Scripturilor, te îngrozești și nu vrei să auzi. Dar asta e realitatea. Ești păcătos, ești la pământ, ești fără de speranță, ești bolnav de 38 de ani. Dar totuși Dumnezeu te iubește, drept dovadă, acolo în situația aceea disperată în care te afli, vine Iisus. Și El e gata să facă diferența. El e gata să te salveze. El e gata să spună, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar încetează să mai dai vina pe circunstanțe, pe țara în care te-ai născut, pe situația în care te afli, pe moștenirea genetică sau știu eu, pe orice altceva. Nu te mai uita la toate aceste lucruri în această zi. Asumă-ți starea în care te afli și spune lui Dumnezeu, Doamne, sunt urâțit de păcat, sunt fără speranță, sunt la pământ, dar știu ceva, Doamne, că mă iubești și știu că Tu îmi poți schimba viața. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul pentru asta. Suntem, cred că, la punctul 5. Dumnezeu schimbă viața atunci când vei fi gata să faci altceva decât ești obișnuit să faci. Am niște prieteni care au dureri de spate și nu cetează să vină la Sarcău. Sarcău, acum, dacă tot am început, eu sunt păstor într-o biserică în județul Bihor, Gabi știe că a fost mai multe ori acolo. Într-o vreme era mai des ca mine. La odaia de sus în Sârbi, lângă Sârbi, Sarcău, un sat, mărg mulți, am un prieten cu dureri de spate, în fiecare an vine tot acolo, dar pe el îl doare spatele tot, stă vreo două săptămâni să simte mai bine, înapoi tot acolo. Și tot se miră, bă, dar nu se schimbă nimic, zic, mă, omule, dar mai încearcă și altceva. Dar noi știți cum suntem, noi ne-am obișnuit într-un fel și chiar dacă ne doare spatele mai departe, mergem așa, o ținem pe asta. Știți ce spune Biblia în Matei, capitolul 5? Mi se pare versetul 46 și 47. Zice, dacă vă iubiți și voi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame. Și pune și următorul verset. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Deci dacă tu tot același lucru cu care te-ai obișnuit faci, îl faci și zici, măi, eu aș vrea să se schimbe viața mea, dar am tot încercat, m-am învârtit în jurul bisericii, m-am dus acolo, am făcut asta. Și nu se schimbă nimic. Știi ce spune Dumnezeu? No, fă ceva ce n-ai mai făcut. Și știi ce spune Domnul Iisus acestui olog? Ridică-ți patul și du-te. Doamne, eu de-a n-am mai făcut așa ceva. Eu dacă aș fi fost în locul lui, bolnav de distrofie musculară, să-mi spună careva, ridică spatul și du-te, vă mărturisesc că aș fi stat și aș fi zâmbit. Știți că mi-au spus treaba asta până acum? Știți că nu mi-au mai spus că dacă e lună plină și dacă repezi nu știu ce formulă, să vezi că te vindeci? Știi de câte ori am mai auzit asta și stai relaxat mai departe? Nu cred, nu știu dacă aș fi îndrăznit. Ce interesant, Domnul îi spune, până astăzi ai încercat, ai stat la Betesda, ai încercat și asta, ai încercat și alaltă, ai încercat și alaltă, ai încercat toate remediile, tratamentele posibile. Ce-ar fi de data asta să faci ceva ce n-ai mai făcut niciodată? Ridică spatul și du-te. Nu te-ai botezat în apă. Nu te-ai predat Domnului. Ce-ar fi în seara asta să te predai lui Dumnezeu? Tu de ani de zile zici, aș încerca orice altceva, mai puțin chestia asta, nu? Încearcă în seara asta și spune lui Dumnezeu, Doamne, uite, eu am încercat, m-am dus acolo, m-am dus și am făcut și aia, am repetat și asta, am repetat Tatăl nostru de câte ori, am făcut nu știu ce lucru, niciodată, Doamne, n-am îndrăznit să-mi predau viața în mâna Ta. Încearcă lucrul ăsta. Pune-L în felul acesta pe Dumnezeu la încercare. Spune lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, m-am săturat să fac aceleași lucruri, m-am săturat să cred că o să mă schimbe nu știu ce pelerinaj, m-am săturat să cred că o să mă schimbe un anumit ritual, m-am săturat să cred că o să mă schimbe o anumită chestie pe care o fac de ani de zile și rezultatul e întotdeauna același. Doamne Dumnezeule, te rog în această zi, dă-mi puterea să fac ce n-am mai făcut niciodată. Și dacă de ani de zile n-ai plâns în biserică, sau ascultă-mă bine, bărbatule, poate n-ai plâns în viața ta
asta în biserică. Ce-ar fi în această zi să auzi cuvântul lui Iisus care spune: ferice de cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Și dacă nu te-ai pocăit până astăzi niciodată, ce-ar fi ca în seara asta, acolo unde e, să-i spune Dumnezeu: Doamne, îmi predau viața ție, mă pocăiesc înaintea ta, Doamne. Până acum, Doamne, n-am mai încercat asta, am încercat toate soluțiile. M-am dus la toți doctorii, m-am dus la toți duhovnicii, m-am dus la toate bisericile, am încercat toate soluțiile, am încercat toate ritualurile, dar în această zi, Doamne, vreau să-ți dau inima mea. În această zi, Doamne, vreau să fac ce n-am mai făcut niciodată. În această zi, Doamne, sunt gata să ridic patul și să merg, Doamne, așa cum îmi spui Tu să merg. Dar e greu să faci ceva ce n-am mai făcut. De ce? Că nu ești obișnuit, nu-ți place, bă, dar... Și eu văd care-i treaba din punctul ăsta de vedere, că oamenii, dacă se obișnuiesc să facă un lucru, chiar dacă e greșit, bă, e a noastră. Așa, știm, e greșit, dar ne place de el. Punctul 6 și cu asta termin. Uitam că zice ceasul. Nu aveți unde e ceasul. Nu aveți ceas. Fețele lor, atunci mai predic până la 12. N-am văzut dormi niciunul, poate nu l-am prins eu. Tu mă uit acum. Voi sunteți ieșiți din comună. Am mai prins așa biserică să nu doarmă chiar nimeni, vă spun sincer. Deci, ultimul punct. Dumnezeu schimbă viața atunci când ești gata să, zice, ridică spatul și du-te. Să părăsești contextul în care te-ai aflat. Dacă Dumnezeu se atinge de tine, tu nu mai poți să stai acolo. Știți că sunt unii care așteaptă ca Dumnezeu să le schimbe viața, dar ei să rămână mai departe acolo, cu aceiași prieteni, cu aceiași oameni, cu orbii care au fost până atunci în jurul lor. Domnul zice, fii atent, ia patul și nu mai stai aici. Du-te. Aleluia. Unde să mă duc, Doamne? La templu. Noi ne-am fi gândit, mă, după atâta amar de zăcut, de rugată, acum i-ar fi prins bine o vacanță. Dar unde se duce? În templu. De ce? Că în templu îl întâlnește pe Iisus, care îl avertizează și spune, fii atent, eu m-am atins de tine, Dumnezeu ți-a schimbat viața, tu ai zăcut cum ai zăcut, dar nu uita, se poate întâmpla ceva și mai rău. Nu te mai întoarce din nou acolo, înconjurat de aceiași oameni, că s-ar putea ca starea ta finală să fie mai rea. De aceea, ascultă-mă, ăsta e și un avertisment pentru tine în această zi. Ridică-te de acolo de unde ești. Dragul meu tânăr, dacă vrei să te lași de fumat, lasă-i pe ăștia care în jurul tău, numai asta te încurajează să faci. Dacă vrei în sfârșit să scapi de bârfă, nu te mai înconjura cu oameni care de dimineață bună numai asta știu să facă, să bârfească. Știți că Biblia spune că dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, ce să faci? Tai-o. Mă uit la voi, sunteți întregi, frumoși, perfecți, slavă Domnului. Dar, zice, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, leapă-l de la tine. Știți la ce se referă acolo? Dacă vă uitați în context, se referă la relații. Adică, dacă e cineva atât de apropiat de tine încât zici, bă, ăsta e mâna mea cea dreaptă, lumina ochilor mei. Și omul ăla e o pricină de păcătuire pentru tine, adică, și ce zice Biblia? Taie relația, chiar dacă e dureros. Știți de câte ori n-am văzut, și dragi tineri, vă spun acum vouă, de câte ori n-am văzut oameni care au iluzia asta că ei o să schimbe pe altcineva. Vai, m-am îndrăgostit de nu știu cine, nu mai pot de dragoste. Și e adevărat că nu-i prea pocăit, nu-i prea pocăită, e adevărat că nu prea le are cu biserica, dar eu îl voi schimba. Și argumentele sunt de natură sentimentală, că întreb, mă, dar... îmi spunea cineva în urmă cu câțiva ani, când văd persoana asta, simt că nu mai am aer. Mă, zic, asta e boală. Mai COVID. Oameni buni, știi ce spune Biblia? Dacă e cineva, zici, mă, ăsta e mâna mea cea dreaptă. Dacă omul ăsta, deci e lipit de tine ca mâna ta, știu că e dureros. Dar nu poți să rămâi în contextul ăla păcătos și tu să fii sfânt. Nu te poți înconjura cu oameni care să te îndemne doar la păcat și tu să trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea porunca lui Dumnezeu pentru tine în această zi, dacă vrei ca Dumnezeu să schimbe în sfârșit viața, ieși din contextul acela, că Dumnezeu te vindecă în seara asta. Aleluia.
Că Dumnezeu schimbă viața în seara asta. Că Dumnezeu spune, scoală-te, ridică spatul și du-te, du-te de acolo. Lasă-i pe prietenii aia care toată ziua, bună ziua, nu spun, hai la club, hai fă cu tare lucru, hai pănet și fă nu știu ce. Du-te din, lucru, din locul ăla păcătos. Du-te unde? Du-te în prezența lui Dumnezeu. Înconjoară-te cu oameni care te încurajează în credința ta. Pentru că vă spun ceva despre credință. Credința se primește personal, dar ea se păstrează doar în comunitate, în biserică. Pentru că avem nevoie unii de alții să ne încurajăm pe drumul acesta. De aceea Dumnezeu spune în această zi, scoală-te, ridică spatul și pleacă de acolo unde te afli. Am văzut atâția oameni care zac din cauza că nu reușesc să facă asta. Care încearcă să se schimbe și se întorc din nou în contextul păcătos și se înconjoară din nou cu slăbănoți și se înconjoară din nou cu oameni care zac. Și din cauza asta, viața lor rămâne la fel. Vă zic încă o dată, Dumnezeu poate schimba viața noastră. Singura noastră speranță rămâne Dumnezeu. Vreau la sfârșitul predicii că v-am zis că e punctul 6, acum știu că 7 e și cifră biblică, dar 6 a fost așa de ascultător extraordinar. Și pruncii, Domnul să-i binecuvânteze, ridicați-vă rapid în picioare. Îmi plăcut să vă iau acum prin surprindere. În mod obișnuit, predica se termină așa, mai în... Am vrut să fac de data asta altfel. Dar să știți că în momentele care vor urma, vreau să vă spun ceva. Eu locuiesc mai departe ca oricare dintre voi. Așa că în momentele care vor urma, aș vrea să facem liniște noi, acolo unde vă aflați. Fiecare dintre voi, la balcon, aici în față, aș vrea să închideți ochii acolo unde vă aflați. Și aș vrea să mai aveți puțin tică răbdare. Așa cum stăm cu ochii închiși, aș vrea să rostesc câteva cuvinte și apoi mă voi ruga. Nu știu cum te simți în această zi. Nu știu la ce Betesdă te afli. Nu știu ce disperare zaci. Dar știu că Dumnezeu îți poate schimba viața. Știu că Dumnezeu poate aduce speranță în viața ta. Știu că Dumnezeu poate ridica ceea ce tu ai frânt prin prostia și nevegherea ta. În seara asta, Dumnezeu îți schimbă viața. Simt prezența lui Dumnezeu aici. Și știu că sentimentul acesta al meu nu este unul menesc acum, ci simt prin Duhul că Dumnezeu e aici. Aș vrea ca slava lui Dumnezeu să coboare în templul acesta. Și aș vrea ca în templu, în această zi, să-L întâlnești pe Iisus. Și să pleci din locul acesta. Plin de bucurie că Dumnezeu ți-a schimbat viața. Plin de bucurie că Dumnezeu s-a atins de tine. Pentru că de ani de zile zaci, de ani de zile ești botezat, dar zaci. Și vii la biserică, dar pocăința ta e o pocăință de nota 5 și zaci în neputința ta. În seara asta Dumnezeu schimbă viața. Aleluia. În seara asta Dumnezeu se atinge de tine. Dacă vrei în această zi ca Dumnezeu să schimbe viața, aș vrea să fac o rugăciune pentru tine și în primul rând aș vrea să mă rog pentru cei care își doresc ca Dumnezeu să le schimbe viața și să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul. Aș vrea să mă rog în mod special pentru cei care zac în păcat și care vor să îi spună lui Dumnezeu, Doamne, vreau ca viața mea să se schimbe. Da, Doamne, vreau. Și Domnul te întreabă exact cum a întrebat ologul, vrei să fii sănătos, vrei să fii schimbat. Și dacă vrei, aș vrea acolo unde e, să ai curajul să stai cu mâna ridicată sus. E ca și cum ai ridica patul acela pe care l-a ridicat acest olog, grogojina aceea. Dacă vrei în această seară să-i spui, Doamne, eu sunt ologul de 38 de ani, eu am nevoie de iertare, eu am nevoie de schimbare, eu am nevoie de mântuire, aș vrea unde ești să ai puterea să ridici mâna sus. Mă voi ruga pentru tine, nu voi insista prea mult, pentru că nu-i treaba mea să insist, dar știu ceva, Duhul Sfânt e cel care se poate atinge de inima ta. Ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă nu l-ai văzut încă pe Dumnezeu prezent în biserică în seara asta, Duhul Sfânt îți curățește inima. Și când Duhul Sfânt se atinge de inima ta, îl vei vedea pe Dumnezeu prezent în locul acesta. Aș vrea să ai puterea să spui în această seară, cum a zis Moise altă dată, Doamne, dacă Tu nu vii cu mine, nici eu nu vreau să plec.
plec de aici. Dacă tu nu vii cu mine acasă, nici eu, Doamne, nu vreau să plec din locul acesta și nu voi pleca, Doamne, până când nu te atingi de mine. Dacă ești în această seară în biserică și vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine și crezi că Dumnezeu te poate ierta de păcat și crezi că Dumnezeu te poate mântui și crezi că Dumnezeu îți poate schimba viața, ai puterea să ridici o mână ca pe un steag de biruință. Iahve Nisi, Dumnezeu este steagul nostru de biruință. Ai curajul în această seară să stai cu mâna ridicată sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doamne Dumnezeule, uită-te la toți cei care cu inima îngenunchiată și cu mâna ridicată și cu ochii plini de lacrimi, Doamne, strigă către tine seara aceasta. Uită-te, Doamne, la ei, chiar în clipa asta, Doamne Dumnezeule. Știu, Doamne, că Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu. Ce-ar fi viața noastră, Doamne, fără Tine? Un drum care vine de nicăieri și se termină în groapă. Dar îți mulțumim că ne-ai dat speranță dincolo de moarte, prin Iisus Hristos. Slavă Ție, Tată Ceresc! Doamne, uită-te la cei care în momentele acestea, Doamne, i-am văzut cu mâna ridicată, declarând că au nevoie să fie iertați, mântuiți, eliberați. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, cei care zac de ani de zile, Doamne, și sunt la Betesda și așteaptă tulburarea apei, Doamne, atinge-te de ei în numele lui Iisus. Spune-le lor, Doamne, cum i-ai spus sologului, scoală-te, ridică spatul și du-te și umblă, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, eliberează în seara aceasta, eliberează de sub puterea țigării, eliberează de sub puterea alcoolului, eliberează de sub puterea neputințelor, eliberează, Doamne, în această seară, eliberează, Doamne, în seara aceasta pe cei care de ani de zile încearcă să se schimbe, dar nu pot, Doamne, și-au încercat toate metodele și s-au dus la toți oamenii și-au luat toate medicamentele, dar au rămas mai departe, Doamne, ologi, te rog, atinge-te de ei. Doamne Dumnezeule, te mai rog ceva, după ce ridici povara vinovăției, lasă bucuria mântuirii. Aleluia. Și te mai rog, Doamne, și pentru cei care n-au ridicat mâna sus. Și mă includ aici și pe mine, Doamne. Și includ pe toți oamenii care sunt în adunare în seara asta. Toți oamenii, toți, Doamne, fiecare dintre noi avem nevoie într-un anumit domeniu din viața noastră să ne schimbăm. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și Te rugăm, atinge-Te de noi. Doamne, vreau ca seara asta să fie o seară în care în locul acesta, Doamne, în mod miraculos, Te atingi de fiecare persoană. Și de cei care, Doamne, de ani de zile promit că se vor schimba, că vor sluji mai bine, că vor cânta mai bine, că se vor ruga cu mai multă putere, că vor sta mai mult la dispoziția Ta, că Doamne, vor lucra mai mult pentru împărăția Ta, oameni care vin la biserică de ani de zile, dar zac ca într-o Betesdă. Doamne Dumnezeule, Te rog, atinge-Te de ei în această zi. Oameni care așteaptă din când în când să se mai tulbure apa și rămân mai departe ologi, și rămân mai departe neputincioși, și rămân mai departe mediocri, Doamne, atinge-Te de ei, Doamne, atinge-Te de mine, de noi, de fiecare în parte și schimbă, Doamne, în viața noastră tot ce e rău. O, Doamne, atinge-Te de noi și ajută-ne, Doamne, să creștem în cunoașterea Ta. Atinge-Te de noi, Doamne, și dă-ne curajul să facem voia Ta și zine în această zi, cum i-ai zis sologului, scoală-te, ridică spatul și umblă. O, dă-mi putere, Doamne, să umblu pe calea pe care Tu ai pregătit-o pentru mine. Ajută-ne, Doamne, să umblăm în slujirea la care Tu ne-ai chemat. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de voia Ta. Ajută-ne, Doamne, să stăm la dispoziția Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne ridicăm în această seară și să spunem, Doamne, dacă Tu m-ai chemat asta, voi face ceea ce îmi ceri. Doamne, îți mulțumesc că Tu ne schimbi pe fiecare dintre noi. Acolo, în acel compartiment din viața noastră, unde trebuie mai multă ascultare de Tine. Îți mulțumesc că Te-ai oprit la poarta oilor. Amin. Și cred că am început slujba cu Betesda și o terminăm în templu. Pentru că Cel care ne-a schimbat viețile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cred că Biserica Betleem are nevoie de schimbare. Și chiar dacă